Iată câteva dintre discurile pe care le-a realizat după anul 2000 Florin Răducanu, multe dintre ele înregistrări live, memorate, imortalizate pe discuri. Hermannstadt Jazz Town. E vorba de un disc realizat live la ediția 2004 a Festivalului de la Sibiu. Și de notat că pe acest disc a apărut și un foarte bun improvizator la trombon, profesor american Fulbright, pe numele său Tom Smith. Apoi, Back to Bach, un disc de pian solo al lui Florin Răducanu, care a cuprins și o foarte interesantă regândire, redimensionare în stil preclasic a compoziției celebre a numai puțin notoriului Thelonious Monk, numit Round Midnight. Apoi, Revealing Traditional Romanian Music on Jazz, care a fost albumul anului 2011. Da. Și pe acest disc a apărut și Dalila Cernătescu, o extraordinar de virtuoză și sensibilă interpretă la NAI, care este și profesor universitar, doctor. Apoi un disc foarte interesant, tot live, preluat la Viena, numit Florin Răducanu Plays Beethoven, Chopin, Enescu in Jazz, on Jazz. Și în fine, Florin Răducanu Big Band, în Festivalul Enescu 2009, un disc care a apărut în anul 2012. Cel mai recent este cel care a cuprins, și câteva dintre piesele cântate astă seară și care îl puteți procura în foyer. Și vreau să vă mai arăt, radioascultătorii din păcate nu pot vedea, un foarte interesant tratat dedicat celor care vor să se ocupe de jazz, numit Îndreptar de artă improvizatorică de jazz, teorie și armonie, tehnici de dezvoltare componistică, și așa mai departe, editura muzicală 2013, autor Florin Răducanu. Și ultima piesă, piesa numită On Fire, este o temă datorată unui pianist care seamănă foarte mult cu Florin Răducanu, tot atât de năvalnic, de torențial, de tehnic, pe numele său Michel Camilo. Piesa se numește On Fire și Florin Răducanu a orchestrat-o, se pare, în premieră mondială pentru Big Band, adăugându-i și scurte secțiuni și elemente originale ale lui însuși. Această piesă va fi interpretată, după cum se vede, după cum aveți în față, cu membrii Big Band-ului Radio, dirijat de Ionel Tudor. Thank you.
Gilberto Ortega, în parteneriat cu Tudy Zaharescu, percuție. Celălalt oaspete al nostru la contrabas, Adi Flautistu. Big Bandul radio dirijat de dirijorul nepereche Ionel Tudor. Și tumultuosul tânăr și neliniștit compozitor, profesor și un pianist redutabil, Florin Răducanu. Așadar, Big Bandul radio dirijat de Ionel Tudor și Florin Răducanu and Friends pe scena Sălii Radio în primul concert emisiune din seria Jazz pe românește în stagiunea 2014.